Bun găsit, dragi telespectatori! Mă numesc Ana Maria Ipate, iar în această seară vă voi prezenta prognoza meteo. Tocmai am încheiat o săptămână care ne-a adus de toate. Ploi, vânt, ceață, dar și raze de soare. Mă bucur să vă spun că de astăzi temperaturile vor urca față de zilele trecute, vremea fiind mai caldă, perfectă pentru această dată. La noapte, cerul va fi înnorat, temperatura fiind de 7 grade Celsius, iar vântul va bătea cu 2,4 metri din direcția nord-vest. Marți, vremea va fi în general frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. În cursul zilei, cerul va avea înnorări trecătoare și izolat vor fi posibile ploi în sudul țării și la munte. Temperaturile vor continua să crească ușor și vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade Celsius. În Maramureș și Crișana, temperaturile vor fi între 18 și 21 de grade Celsius. În Transilvania, își face simțită prezența primăvara, cu temperaturi cuprinse între 16 și 22 de grade Celsius. În Oltenia, soarele nu se lasă mai pe jos și încălzește aerul cu temperaturi între 18 și 22 de grade Celsius. În Muntenia, temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade Celsius. În Moldova, temperaturile sunt normale, moldovenii bucurându-se de 18-21 de grade Celsius. Marți, în Pașcan, cerul va fi parțial înnorat, temperatura fiind de 18 grade Celsius. Vântul va bate cu 1,20 metri pe secundă dinspre nord și sunt posibile averse. Nu uitați să vă luați umbrela, deoarece nu știți unde vă va prinde ploaia. Până data viitoare, vă urez numai bine!